trebuie să insistăm mai mult pe ideea de a fi lăsați să continuăm cât se poate de mult activitatea. Poate la prima vedere s-ar putea să le convină să stea acasă pe o anumită sumă de bani, dar trebuie să fie convinși că lucrul acesta nu se poate întâmpla la nesfârșit. Într-un timp destul de scurt vor avea probleme mari dacă vor sta foarte mult acasă.